Salut! Sunt Mădălin Antonesei, profesor de chitară la Music Tech School, iar astăzi vom învăța o piesă foarte, foarte simplă. Pentru piesa aceasta vom avea nevoie doar de 4 acorduri. Hai să vedem despre ce este vorba. Piesa pe care o vom învăța astăzi se numește Stand By Me, piesa lui B.E. King. Original, piesa este scrisă în tonalitatea La major, însă pentru a vă fi mult mai ușor să o învățați, o vom învăța în tonalitatea Do major. Haideți să vedem. Deci, cum am spus, vom învăța piesa în tonalitatea Do major. Bineînțeles, primul acord pe care trebuie să-l folosim este Do major. Cum facem acest acord? Simplu, vom pune degetul 3 pe coarda a 5-a pe tasta a 3-a, degetul 2 pe coarda a 4-a pe tasta a 2 și degetul 1 pe coarda a 2-a pe tasta 1. Așa obținem acordul Do major. Al doilea acord de care avem nevoie este La minor. La minor îl vom cânta astfel. Degetul 1 îl așezăm pe coarda 2 pe tasta 1, degetul 3 îl așezăm pe coarda 3 pe tasta 2 și tot pe tasta 2, dar pe coarda a 4-a vom așeza degetul 2. Da? Și obținem astfel acordul la minor. Până acum avem așa. Da? Cel de-al treilea acord pe care îl vom utiliza este Fa major. E un acord puțin mai greu, dar cu studiu, bineînțeles, că o să vă iasă. Pentru cel de-al treilea acord, pentru Fa major, avem nevoie să așezăm degetul 1 pe prima tastă a chitarei, da, pe toate cele 6 corzi, da. După care vom așeza degetul 3 pe coarda 5 pe tasta 3, așa, și tot pe tasta 3, dar pe coarda 4, vom așeza degetul 4. Așa. Și, nu în ultimul rând, degetul 2 îl vom așeza pe coarda a 3-a, pe tasta a 2-a, pe nota La și astfel obținem acordul Fa major. Bun, până acum avem așa. Bun, și cel de-al patrulea acord este acordul Sol major, care se realizează astfel. Avem nevoie de degetul 2 pe care îl așezăm pe coarda 6 pe tasta 3, degetul 1 care se așează pe tasta 2 pe coarda 5, degetul 3 pe coarda a 2 pe tasta a 3-a și tot pe tasta a 3-a degetul 4, dar pe coarda 1 de această dată. Și astfel avem toate cele 4 acorduri de care avem nevoie pentru Stand By Me. Bun, haideți să recapitulăm încă o dată toate cele 4 acorduri ale piesei. Do major, La minor, Fa major, Sol major și din nou Do major. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Acestea au fost acordurile pentru piesa noastră de astăzi, Stand By Me, de B.E. King. Sper că ți-a plăcut lecția noastră de astăzi, te așteptăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube, Music Tech School. Bineînțeles, ne găsești pe TikTok, Instagram și Facebook, tot cu același nume. Și cel mai important, te așteptăm la Music Tech School. Hai și tu! Pe curând!